Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a județului Sălaj a fost extinsă cu 112 km printr-o investiție în valoare de peste 72 de milioane de lei derulată de compania de apă Someș. Lucrările au fost recepționate în luna decembrie anului trecut și beneficiază de o garanție de 3 ani. În cadrul contractului au fost construite 112 km de rețele noi de racord și distribuție apă potabilă pe raza comunelor Vârșolț, Crazna, Roatul Craznei, Bănișor, Cizer, Pericei și Meseșenii de Jos, respectiv a 14 localități aparținătoare, 7 rezervoare și 6 stații de pompare apă potabilă noi. Investiția face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020, finanțat prin programul operațional Infrastructură Mare.